Bună ziua, sunt Liviu de Muncă, vicepreședinte al Retromobil Club România Suceava, filiala Suceava. Împreună cu domnul Iulian Todorică am organizat drumul pelerinos sau pelerin în Bucovina. Împreună cu Consiliul Județean avem un parteneriat. Alături de noi îl avem ca invitat pe domnul vicepreședinte și vreau să vă remarcăm faptul că ne-am oprit și la Rădăuț. Facem ca acest eveniment să fie cât mai promovat. Pe această cale invităm toți pelerinii din această țară și nu numai să viziteze Bucovina, să viziteze Ținutul Mănăstirilor. Și acum vă transmitem salutări de la Rădăuț și rog pe domnul vicepreședinte să spună câteva cuvinte despre acest eveniment și despre această inițiativă a Consiliului Județean Pelerin în Bucovina. Proiectul Pelerin în Bucovina este unul dintre proiectele lansate încă din 2008 de președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, atunci când s-au lansat o serie de proiecte menite a promova Bucovina. Pelerin în Bucovina, Paștele în Bucovina, Crăciun în Bucovina, evenimente care de-a lungul timpului au reușit să promoveze și să atragă un număr foarte mare de turiști în Bucovina. Ca o dovadă a faptului că aceste proiecte au fost bine primite de public, de turiști, de suceveni, este faptul că în acest an Bucovina a fost declarată destinația anului și avem o serie de alte nominalizări și validări din punct de vedere turistic. Anul acesta am reușit să înființăm organizația pentru mineri de destinații Bucovina, organizație nivel regional, prima și singura din țară la acest moment. Revenind la proiectul Pelerin în Bucovina, an de an, proiectul începe din 24 iunie în cetatea de scaun a Sucevei. Continuă, avem evenimente importante pe 2 iulie, când avem un pelerinaj la Purna. De-a lungul anilor ne-am bucurat să avem ca și parteneri de Arhiepiscopia Sucevii și Rădăuților, dar și o serie de alte cluburi sau organizații, cum au fost cele ale motocicliștilor și iată astăzi aici organizatorii Retromobil Club România, prezenți filiala de Suceava, prezenți într-un număr foarte mare aici. E un impact foarte bun și la Rădăuț, vom merge și la Putna. Mulțumim celor care de-a lungul anilor sunt partenerii noștri, membrii din conducere, domnul președinte, domnul vicepreședinte. Mergem de aici la Putna, nu putea lipsi Putna, dar în aceste zile este și Hagi Kadarul, chiar astăzi este hramul mănăstirii acolo, un număr mare de pelerini la Hagi Kadar. Mâine seară la Cacica și poi mâine la Putna și la Cacica, așa fel încât în această perioadă Bucovina practic este asaltată de turiști și de pelerini și așa cum am mai spus, pe teritoriul întregului județ sunt evenimente, de la Vatra Dornei, Câmpul Lung, Fătuceni, Siret, Suceava, sunt foarte multe activități și îmi permit să reiau ceea ce am spus și anul trecut, faptul că în această perioadă, a mijlocului de luna august, când în curând va începe și Festivalul de Artă Medievală Ștefan cel Mare, cel mai important din țară, cu cea mai importantă paradă, spuneam că în această perioadă, în Bucovina, sunt mai mult turiști decât oriunde în țară, inclusiv pe litoralul, cât de aglomerat ar fi litoralul, în Bucovina, pe teritoriul județului Suceava, sunt foarte mulți turiști și ne bucură foarte mult lucrul ăsta. Fiindcă vorbim de turiști și suntem la Rădăuț, am avut o discuție cu domnul primar Rodin și am convenit să demarăm procedurile pentru ca Rădăuțul să devină stațiune turistică. Are foarte multe obiective și merită acest lucru. Sunt începute o serie de demersuri, de documente, trebuie parcurs o serie de proceduri. Iar înainte de toate, așteptăm să perfectăm și intrarea în AMD-ul în
Bucovina. În acest fel, Rădăuți va putea să fie la loc de cinste pe harta turistică a județului Suceava, acolo unde este locul și acolo unde merge. Văd că pelerin în Bucovina deja este o tradiție. Îi mulțumim domnului Todiric Iulian, președintele Retromobil, pentru că a făcut un popas aici la noi în Rădăuți. Și rugămintea mea este ca să vă uitați la toate exponatele astea la care muncim foarte mult. Am muncit la restaurare, am muncit ca să le facem în așa fel încât ca dumneavoastră să le priviți cu mare atenție și cu mare plăcere. Vă cuvântul domnului Tudoric, da. Președintele... Stam să vorbesc puțin despre mașini și colegii noștri. Suntem peste 40 de echipaje participante, toate sunt autovehicule de interes istoric de numirea Coreste. Suntem majoritatea din Suceava, dar avem colegi și din Botoșani, și din Neamț, și de la Bacău. Ne bucurăm foarte mult parteneriatul Consiliului Județean Suceava. Prima expoziție la noi a fost acum 12 ani în Suceava. Iată că din ce în ce creștem, suntem tot mai mulți și mai valoroși. De asemenea, în zona Rădăuțului este o comunitate foarte bună și foarte mare de pasionați de mașini retro. Deci, pentru sprijinul acordat, pentru colaborarea foarte bună. Când am început undeva în februarie colaborarea, ne-am întâlnit prima dată, discuțiile s-au materializat foarte repede și foarte prompt. Ne bucurăm și de o zi minunată de vară. Apreciem acest eveniment, un simbol din partea clubului de respect și de apreciere pentru activitatea concursului care l-ați dat în organizarea acestui eveniment. Și pentru colegul nostru, domnul Lucian, care reprezintă primăria Rădăuți, de asemenea posesor de mașină de vehicule istorice, care îi cunoaște destul de mulți ani, participat la multe activități în cursul anilor și anul ăsta, același semn din partea clubului de Sfântul și Sfântul. Da, ne gândim la alte evenimente. Da. Funcționează mai larg în acest.